o familie care domină stadioanele și pe momentul ultra din România. O familie care duce tradiția care vine mai departe din generație în generație. Liderul galeriei noastre, Liviu Ungureanu, l-a adus acasă pe primul lider al galeriei Aprilise, Mihai Crețu! Bine a revenit cu Nicolae Mache! Jureșul te salută! Mache, bun venit în Giulești, din câte am înțeles, pentru prima oară pe noul stadion. Bine v-am găsit, da, e pentru prima oară și este o mare surpriză pe care mi-a făcut-o Liviu Bocciu, îi spuneți voi, și Corsicanu, care sunt convins că a participat la chestia asta. Nu știu, nu mă bag. Eu zic, așa zic eu. Îmi pare bine că au făcut, pentru că turbam acasă. Am venit să plâng. Da, nu trebuie. Cum e revederea cu Giuleștiu, Mache? Trebuie să spunem celor care ne vor urmări că interviul acesta este luat înainte de meci. Emoțiile vor fi mult mai mari după meci, bine, când ai să vezi cum se manifestă galeria Rapidului. Cum te simți din postura de primul lider, primul șef al celui mai frumoase galerii? Am spus copiilor de pe teren cu cărora le-am dat un interviu că în 67 terminasem armata, am fost la Ploiești, am văzut cum am luat campionatul și încolo, la Ploiești, am fost cu motocicleta unui prieten, iar înapoi am venit pe jos. Deci nu e legendă cu venitul pe jos? Cum? Și pe podul Grand, deci îți dai seama cât a durat la noi drumul? Cu oprit la Românești, la nu mai știu câte locuri, cu autocarul jucătorilor pe care am oprit. După această chestie, când lumea striga pe stadion, dar haotic, nu erau, îmi cer scuze, am avut un atac cerebral și nu prea vorbesc, am o dicție mai... Nu, e o dicție foarte bună. Nu e. Eu sunt actor de meserie, am fost actor de meserie. Știu, nu mai, cunosc istoria. Nu mai vorbesc așa cum trebuie. Așa, și atunci mi-a venit ideea formării unei galerii. Aveam 21 de ani, 20 de ani jumate. Și am spus, hai să încercăm să organizăm galeria asta. Că e mai mare păcatul. Plus că noi eram, din totdeauna am fost ceva aparte. Stadionul era o galerie practică, toți suporterii... Sigur că da, dar era, ai Rapidul, luptă CFR, ai unul să striga. Și atunci am venit putând să fac asta
Am scris niște cuvinte, versuri, pe unele melodii cunoscute. Eu am reușit să aduc în tribună marșul din Aida de Verdi. Rapid, clubul nostru drag, ce mult te iubim, la bine, la rău, așa. S-a strâns astăzi în tribună, se cântă și astăzi, iar astăzi, prima, această strofă am schimbat-o astăzi, am pus-o pe Facebook. Pentru că Calea Rapidului nu mai este din întregul București, din întreaga țară, tată. Și nu numai din țară. E urmărit nici în Ungaria, nici în Bulgaria, nici în... mai știu unde... În Europa nu sunt galerii ca a Rapidului. Iar ce fac copiii ăștia acum, cu Bocciu, cu... este extraordinar. Voiam să te întreb, cum ți se pare galeria în acest moment? Jucătorii recunosc că multe dintre victorii se datorează publicului, clar. Și nu e o figură de stil, e realitatea. Nici nu vreau să vorbim. E de suet. Vorbim că, da, galeria, galeria este extraordinară. Și o spălărie. Știi, Matie, sunt mulți jucători de la echipa adversă pe care îi cunosc și care îmi spun pe la vestiare când vin în Giulești, bă, frate, când ies, mă trezesc că eu ca adversar cânt ce cântă galeria. Mă crezi că știu foarte mulți oameni care simpatizau cu alte echipe. Sunt rapidiști cu abonament acum. I-a făcut galeria. Galeria a tras. Că n-a să luci joc cu echipei de multe ori. Galeria i-a atras. Sunt oameni care cântă imnul Rapidului făcut senzațional de acest Adrian Păunescu, care era genial și care nu putea să scrie altcuiva decât Rapidului acest imn. Și cu Dumnezeu să-l odihnească pe amândoi, de fapt. Victor Socaciu. Lui Socaciu, care a făcut melodia. Și multă lume, am în fața blocului un părculeț cu un teren mic de, de handbal pe care se joacă fotbal și vin copii. Și mulți strigă cu Steaua, cu Dinamo, până la urmă cântecul Rapidului, imnul Rapidului. Ce să mai zici? Da. Și eu aud blocul chiar din față. Și cum se pare că, ce crezi că se întâmplă cu mine? Bucurie. Dar cum ai fost acceptat în timpurile alea ca lider al galeriei? Pentru că nu era o formă organizată. Venind cu cântecele. Da. Eu le dictam. Exemplu. Eram în tren. Veneam de la Brașov, unde a apărut Rapidul pe tractorul Brașov cu 4-0 și mi-aduc aminte, paranteză mică, Dichiseanu a fost la meciul ăla cu Sarita Montiel. Păi au trăit împreună. Sigur că da. Și... ce noroc cu Dichiseanu. Ca paranteză, zic, ce noroc cu Dichiseanu. Nu poți să știi. Nu știi cum era în particular. Da. Spune un bătrân care are. E bine. Și în tren le-am spus băieților, era în bou vagon, nu era cu compartimente, le-am dictat repede versurile, s-a strâns astăzi în tribună și am trimis după motroc că echipa venea cu trenul la clasa întâia. A venit motroc și am cântat prima dată acest cântec. Motroc era antrenor. Da. Și sigur că imediat m-au acceptat, că era cineva care era ca un lider, le făcea chestii pe care ei nu le avuseseră până atunci. Niciodată. Ei veneau cu un clopot, o talangă. Și simțeau nevoie de un conducător, practic. Sigur că da. Că așa se striga, se ridica câte unul și hai, Rapidu! Deci se poate spune că Rapid a fost prima echipă care a avut o galerie în formă organizată. Sigur că da. Clar. Că așa, pe toate stadioanele se striga, se bucură oamenii la goluri. Dar altceva e să ai un dirijor care să te pună să...
Pe urmă am început să deranjez după 13-14 ani, pentru că în vremea aia nu era voie să se scandeze decât un singur nume al tovarășului din cauza căruia sunt așa. M-a luat securitatea în 88 pentru că aveam scrieri despre el pe care le spuneam Diliu. Îl imitam în multe... Vorbești în viața de zi cu zi, nu pe stadion. Nu pe stadion, da. Și pe urmă, când intram eu pe stadion, mi se scanda numele. Mihai Crețu îmi spunea, că aveam părul Creț, incredibil. Așa. Și atunci, strigându-mi se numele, a început să deranjeze chestia asta. Cum adică? Când trebuie să... Ceaușescu pe CR. Și acum nici pe CR nu mai e. Nici pe CR. Pe nu mai e. Da. Așa. Și am început să am probleme. Spre exemplu, dacă eu am avut galerie de 10.000 de oameni, galeria pe 23, eu am mutat galeria lui Steaua la Tribuna I, într-o parte a Coșmeliei, unde era protipendata comunistă, și în partea cealaltă a lui Dinamo. Eu i-am mutat. Dar ai avut probleme și cu miliția din cauza faptului... Da, spre exemplu, îi deranja că eu puteam să fiu influencer, cum se spune acum, pentru cei mulți din Galeria Rapidului. Dacă ăsta îi spune, Influencer prin viu grai, nu există în tehnologie. Sigur că da. Și atunci... În foarte puțin timp. Aduc aminte că, mai ales când plecam în provincie, eram luat de miliție și ținut la o secție de poliție în orașele unde mergeam, cât era meciul. Adică să nu vezi meciul? Să nu-i deranjez. Să nu-i dirigez. Dar copiii știau, aveam câțiva locotenenți, nu spun cum erau dotați oamenii. Erau câțiva... Da, era o treabă ilegală, inumană și așa mai departe. Adică... Dar ce era legal atunci, mă, tatăl? De ce motiv să nu mă lași? Că nu erai un infractor. Că dacă îi instig și vezi, Doamne, la cine știe ce îi pornesc să facă, să acționeze împotriva Partidului Comunist Român. Iar de la acea perioadă când am fost luat de securitate, în noiembrie 88, i-am făcut un șoc, am făcut diabet, acum nu mai am niște degete, la picior sunt tăiate, am dureri și noaptea și ziua, mai și când, ca să fac o parodie, eu noaptea nu dorm, nu am somn, mă doare în picior, mă doare de mor și de-aia noaptea nu dorm. Așa. Cum ți se pare Rapid în drumul spre centenar? Ne aflăm în anul centenarului. Campion. Așa simt eu. Da? Simți treaba asta? O să-i se pună piedici cumplite. Spune-mi cum ți se pare că a decurs cronologic de la tine până la Liviu Bocciu, mersul galeriei generație după generație. În 83, după 16 ani de condus galeria, eu fiind actor, aveam turnee, aveam spectacole și nu mai puteam cu gâtul. Nu mai puteam. Nu puteam să termin niște replici. Eram spart gâtul, aveam gâtul spart. Și atunci l-am lăsat pe Cristi Barbă, care a fost câteva luni că a făcut în RFG. Și după el, într-un vid de putere, a apărut Geamgiu, de nu știu unde. Nu știa lumea. Probabil o cașcă de-a lui. Așa. Care a făcut o treabă foarte frumoasă. El a fost ce trebuia în clipa aia.
nu putea să facă el cântece sau... Dar a condus bine, a ținut bine galeria. Și atât că este și acum pomenit și iubit de publicul spectator. Apoi au mai fost... Urma Corsicanu, după Giorgiu. Corsicanu, ăsta care stă lângă podul grand aici, care este și vârful nevastă-mea și am un lapsus cumplit. Cred că a început să vină vărmii din Germania, Alzheimer la asta. Păi că, uite, așa. Și era un tip solid, a lucrat și la... ce lapsus s-a lucrat. Văzduan? Nu, mă. A, Noni. Noni, mă, Noni. Da. Doamne, Doamne. Am început să se iau literele alfabetului. Să mă duc aminte că... Da. Noni este vârful nevastă, primar. Și Noni, mai am un nepot pe care l-a botezat, Mișu Șerban, că taxul Flocea, mi spune lui, era cunoscut. Și câțiva de ăștia efemeri, n-au fost mult timp. Și apoi Corsicanul, care a știut ce să facă și care l-a lăsat pe... că el l-a pus pe Liviu, cred. Iar Liviu a știut ce să facă, știe, știe. Trebuie să știți, să fiți făcut pentru asta. Da, corect. E un har, un talent. Să ai curaj, să ai tupeu și să iubești până la disperare, rapid. Eu am spus și copiilor de jos, pregătiți-mi niște discursuri, așa, n-are rost. Se spune că adevărul se spune doar în câteva cuvinte. Pentru minciună ai nevoie de discursuri. Da? Da, da, și atunci spun adevărul. Iubesc Rapidul mai mult decât pe mine. Da, asta spune tot. Machie, în finalul interviului, un gând, un îndemn de la primul lider al galeriei rapidiste, către cei care populează acum Peluza Nord și restul stadionului? Mă, după mine, sigur că acolo este nucleul, la Tribuna Nord, dar s-a ajuns și se va ajunge încet, încet, tot stadionul să fie galerie. Îmi pare rău că nu mai sunt tânăr, am fost și tânăr, eu știu. Da, știu. Și că nu mai sunt eu. Noi îți mulțumim pentru prezență. Te așteptăm de acum din nou acasă la meciuri, da? Noi ca și club vom avea grijă să fii la fiecare meci când îți permite timpul. Timpul? Eu sunt acasă la meci, cum adică? Bă, singurul serial la care eu mă uit este la Sferbinți. Îi iubesc pe aia. Copiii aia sunt magnifici. Sunt extraordinari. Și am fost în meseria asta, adică l-am fost. Mă, tată, mă uit numai la ăia, când e orice altceva, când joacă Rapidul, nici la aia nu mă uit. Când joacă Rapidul, nu mai există nimeni și nimic. Dar acum va trebui să vezi din nou Rapidul doar de din tribuna. Dragi rapidiști, l-am avut alături pe Machie, primul lider al galeriei rapidiste, omul care a transformat galeria într-o formă organizată. Ne bucurăm să-l avem alături de noi și ne bucurăm că l-am avut la un alt fel de parfum vișiniu. Eu mă iubesc.